aceste salarii și să fie foarte clar lucrurile, până în ziua de astăzi am asigurat salariile în Consiliul Județean, începând de la începutul anului din fructele proprii ale noastre, printr-o, zic eu, mobilizare exemplară în care am încercat să strângem orice cheltuială în toate direcțiile și să asigurăm aceste salarii. Noi, și este foarte important acest lucru, având în vedere că preconizez întrebările dumneavoastră, am încercat să depolitizăm din ianuarie, din momentul în care prima dată a fost în fața Consiliului Județean, bugetul acestui județ și am comunicat de mai multe ori colegilor de la PNL, inclusiv președintelui, că nu înaintăm partea de împărțire a fondurilor pe unitățile teritoriale administrative în proiectul de buget și ei știu foarte bine acest lucru. În ianuarie a fost înaintat fără această parte, noi l-am votat, ei nu, după aceea nu s-au prezentat la următoarea ședință. La următoarea ședință, în martie, iar a fost înaintat fără împărțirea și fără adăugarea acestor sume pentru unitățile teritoriale administrative. Și tot așa a fost înaintat, iar noi l-am votat și ei nu l-au votat. Mâine avem ședință de Consiliu Județean, iar înaintăm bugetul județului Bihor, tot în aceste condiții. Nu este parte al propunerii de buget împărțirea unităților pentru unitățile teritoriale administrative. Aceea este partea politică a lucrurilor. Aceea este partea pentru care trebuie să discutăm. Și am avut discuții pe această temă. Vă zic sincer. Și am venit cu soluții. Și acum sară înainte un pic în evenimente, că ieri am avut întâlnire inclusiv cu președintele național al Partidului Național Liberal, cu domnul Orban. Și am explicat următorul fapt. În condițiile în care, fără precedent în această țară, anul trecut am fost dați în judecată. Și anul trecut, un an de zile am fost ținuți în tribunale și în diferite faze ale justiției. Și atunci am alocat sume pentru primăriile PNL-ului. Sume imense, peste 70 de miliarde de lei bani vechi. Și am explicat că acest lucru s-a întâmplat în condițiile în care colegul de lângă mine poate explica și dacă dorește chiar îi da cuvântul, ani de zile în care dânsii n-au beneficiat de niciun leu din acest buget. Dar noi și atunci am ținut să oferim niște sume pentru aceste primării. Acum, înainte de a detaila niște lucruri, fiindcă după aceea doresc să vorbesc despre condițiile prin care încearcă să ne fie impuse, prin care se votează acest buget, într-o situație artificială în care, după ce s-a terminat partea de procese al acestui perioade de aproximativ 2 ani, de să nu uităm, a fost un an jumate aproape prin care s-a încercat prin procese atât în tribunal cât și la Curtea Supremă ca să se obstrucționeze, practic, funcționarea. Imediat după câștigarea de către noi a procesului, s-a trecut la cealaltă variantă de a se bloca prin nevalidarea următorului consilier, care, vă zic sincer, e foarte clar, președintele național al partidului a recunoscut că nu este un pas democratic. Și nu asta este soluția. Deci, nu este un pas democratic. De ce vi se pare democratic faptul să funcționezi ca un ales unui rezultat al votului popular să nu fie lăsat să intre într-un vorum. Nu mi se pare democratic. Ok. Între timp, și să fie foarte clar lucrurile, și în zilele astea am făcut tot posibilul ca noi să ne întâlnim. Domnul Mang a rugat PNL-ul, mai bine explicat dumneavoastră, vineri a fost. Vă rog frumos, explicați această perioadă în care zi de zi am cerut le-am chemat la discuții. Vă rog. Da, mulțumesc. Eu aș dori să spun de la bun început că astăzi și mâine în Zonul Consiliu este vorba mai mult de salarii. Salariile oamenilor. Oameni care au muncit și care trebuie să-și ia salariul și să fie blocați de PNL până nu-și primi salariile în luna mai. Asta este principalul obiectiv pe care ar trebui să-l avem în vedere în
Pentru că și consilierii PNL, când au fost aleși, nu au fost aleși să blocheze județul, să blocheze salariile angajaților Consiliului Județean, în mare parte membrii PNL. Am încercat împreună cu colegii mei din Ucea Consiliului Județean, în ultima perioadă, să avem mai multe discuții cu conducerea PNL, în speță cu actualul președinte Elie Bolojan. Toate încercările de discuție au eșuat. Vineri, l-am sunat pe domnul Ionel Avrigeanu și am propus să ne întâlnim inițial luni, neștiind că au apărut niște probleme urgente și au trebuit să plecăm la București ieri, după care l-am sunat sâmbătă și l-am rugat să amânăm pe marți întâlnirea care să mai discutăm încă o dată. Dorința noastră de a intra în normalitate. Normalitate însemnând să putem să ne așezăm la masă și să discutăm problemele după ce al 18-lea consilier va fi validat. Pentru că în urma alegerilor PNL a obținut 16,5 mandate și are 17 consilieri, PSD a obținut 9,3 și are 8 astăzi. Deci voința electoratului astăzi este știrbită de 9 luni de zile în Consiliul Județean printr-un abuz al PNL, al Consiliului PNL. Domnii de la pe domnul primar, domnul președinte Bolojan, înțelege în schimb următorul lucru. Dânsul nu este adevărat, cum a spus, el că dea bani pentru PNL. Membrii pentru primarii PNL. Primarii PNL anul trecut au avut 70 de miliarde în bugetul Consiliului Județean într-un an când erau în proces. Când ne-au dat în judecată că nu ne merităm aceste locuri. Și au avut 70 de miliarde, peste 20%, un partid aflat în opoziție, care te dă în judecată singurul proces din România. Nu asta dorește dumneavoastră. Dumnealui dorește ca pe baza unei formule să primească dânsul o sumă și dânsul să stabilească cum să distribuie la primarii PNL. N-am vrut să spun asta până astăzi, dar ieri, prin ce am făcut ieri, m-a forțat să spun acest lucru. Banii se împart în Consiliul Județean. Nu la sediul PNL, nu în biroul primarului PNL. Banii se împart în Consiliu prin votul consilierilor. Și se împart politic. Da? Ținând cont de arierate, de proiectele, de cofinanțările de care are nevoie, dar pornind în primul rând de la arieratele pe care le are. Sigur, trebuie să încercăm în aceste sume să echilibrăm. Sunt primării PNL pe care le-a enumerat ieri, care n-au cerut anul trecut, trebuie să fac o adresă către Consiliul Țan, spună la ce au nevoie de bani. Sunt primării că n-au cerut nimic la Consiliul Țan anul trecut. Normal că n-au primit nimic. Dar sunt primării care au bugete foarte mari primite direct pe formulă de la Guvern, prin Direcția de Finanțe, care nu ne așteptăm să mai ceară în plus. Pentru că și ei se miră cum de-au primit ația bani, că n-au avut niciodată așa mulți bani. Dar, încă o dată, nu este vorba de banii pentru PNL astăzi. Da? Nici măcar de banii primarul PNL, domnul Ilie Bolojan, le-a spus primarilor PNL că nu vor primi toți primarii bani. Da? Și are dânsul criteriile. Aia care au mai primit, aia nu vor mai primi. Da? Asta înseamnă că dânsul, de fapt, prin această formulă de a distribui banii, vrea să-și pună primarii în genunchi. Cine-i cu el, va primi bani. Cine are ceva împotrivă, nu va primi nimic. Și vrea ca acest joc să îi facă conducerea Consiliului Județean. Nu cred că e cazul. Să voteze salariile, să-l validăm pe al 18-lea și după un an jumate de procese, am fi de acord să spunem că intrăm în normalitate. Vorbea ieri, în mod repetat, da, tot spunea acolo despre cinstit și corect. Ceea ce face dumnealui este minciună și manipulare. Nu e nimic cinstit și corect în ceea ce face. Absolut nimic. Spunea că nu dă bani la fundații. Îmi cer scuze că sar la un alt subiect. Spunea că la primărie nu se dau bani la fundații. Se dau bani. Se dă 1,5 milioane la Aptor,
o fundație, un ONG, în care sunt și firme, societăți comerciale private, care nu are nici măcar site și care distribuie banii pentru anumite evenimente ale unor alte ONG-uri, după bunul plac, fără nicio transparență. Fără nici o transparență. Am avut, astăzi, trebuia să avem la 10:30 o întâlnire. Am fost sunați, mi s-a spus că nu mai poate să vină, că a intervenit ceva, eventual să discutăm după ora 12. Nu știu dacă mai merge să mai discutăm. Dacă vor să voteze bugetul mâine, al Consiliului de Sanșan, instituțiile de subordine, ca să trecem la și să putem da salarii la oameni să funcționăm, da? Discutăm. Dacă nu, manipularea cu angajații, membrii PNL care vin mâine să protesteze, este o chestiune ușoară, da, care nu își are sensul. Mâine sper să vină să protesteze toți cei care s-ar putea să nu crească salarii, dacă ei nu votează bugetul, să protesteze contra celor care nu votează bugetul. Pentru că, așa cum a spus domnul președinte, din ianuarie tot punem bugetul pe ordinea de zi.